Astăzi vreau să vă vorbesc despre vocație. Și bănuiesc că vă așteptați la asta. În fond, de ce ar invita cineva un profesor? Mă bucur din suflet că sunt aici azi în postura asta. Și mă gândesc că prezența mea aici ar intra foarte ușor și cu multă ușurință într-o narațiune despre vocație. Am întâlnit înainte de să înceapă sesiunea, am întâlnit niște tineri foarte simpatici în antreu. Au fost suficient de nesăbuiți să cumpere și cărțile mele. Le mulțumesc, le-am dat un autograf și am discutat cu ei. Mulți dintre ei mă știau dintr-un filmuleț, filmuleț produs de cei de la Recorder. Să știi, Horia, că am fost și eu odată trending pe YouTube, o singură dată în viață, în filmulețul ăla. Dar eu am început. Și filmul ăla m-a prezentat așa, ca un profesor de vocație, proful pe care pot să-l contrazice, așa se numea, cu un titlu foarte inspirat la minte și care mi-a adus multe beneficii. Mă gândesc că aș putea completa narațiunea asta cu faptul că mă aflu aici, la Cluj, adică în orașul unde am făcut facultate. Cluj este pentru mine a doua casă în România. N-am ascuns niciodată asta. Aici am petrecut poate cei mai frumoși ani. Aici am învățat filozofia aia cu care am convins-o pe Gabi să dea la sport. Din eu am o mănâială că nu prea ieșeau nici timpii ăia. Erau destul de dur la sport, dar în fine, e în acord cu povestea vocațională și zic să păstrăm lucrurile de așa. Și cu toate astea, vreau să vă spun că nu mă simt într-un totul confortabil în povestea aceasta vocațională și în povestea aceasta care simt cumva că, deși mă flatează și deja, și probabil spune ceva relevant despre mine, mă și forțează să stau într-un pat propustian, mă și forțează să intru într-o narațiune, ceea ce nu mi-e neapărat foarte comod. Și oarecum ceea ce voi spune astăzi este și un mic gest de revoltă la adresa acestei noțiuni, până la urmă facile, chiar dacă ofertante despre vocație. Și vreau să vă spun foarte repede două momente pe care mi le amintesc din trecutul meu de profesor. Sigur, au fost de-a lungul timpului multe momente care au fost frumoase. Și pentru mine și pentru elevii mei au fost multe vorbe frumoase pe care le-am auzit de-a lungul anilor de la foștii mei elevi. Cred că nu mi-a luat foarte mult să caut în telefon un mesaj, două, trei, fără mare forturi, aș putea să citesc niște lucruri frumoase și care m-au mișcat și m-au ajutat în momentele ale vieții mele. Cu toate astea, prefer azi să vorbesc mai degrabă despre două momente din trecutul meu, care mi-au rămas foarte pregnant în memorie. Poate mai pregnant decât momentele bune și poate mai pregnant decât momentele de reușit. Unul dintre aceste momente se întâmpla în primii mei ani de carieră, cred că era al doilea sau al treilea an de învățământ. Și se leagă de un puști. Un puști care m-a uimit. Sigur, între timp au trecut 20 de ani, nu mai sunt ușor de uimit și zic că am văzut multe lucruri. Dar atunci, în mintea mea de tânăr profesor, nu prea era loc de acest tip de comportament și nu-l înțelegeam într-un loc. Un puști care pur și simplu refuza să răspundă. Refuza. Orice l-ai fi întrebat, se ridica în picioare și refuza să spună ceva. Sigur, nu citisem încă despre refuzurile celebre din literatură. Nu citisem încă despre preferred not, celebra sintagma negării și a opoziției. N-am înțeles atunci, n-am înțeles în niciun fel că era de fapt un gest de fraudă și că aveam o față, de fapt, unul dintre cei mai deștepți și mai cu personalitate copii pe care am avut vreodată ele. Și că ceea ce făcea era de fapt o formă de protest la adresa școlii. Și într-o zi m-am trezit cu directorul școlii spunându-mi: sper că n-aveți de gând să treciți pe textul.
Și aveam toate motivele, tehnic, formal, să nu întreb, să ne înțelegi. Nimeni nu mi-ar fi putut reproșa dacă nu l-aș fi întrebat. Cumva, ceva în mine simțea că nu e gestul corect și simțea că nu asta ar trebui să fac și că acolo e mai mult decât indiferență sau lene. Și nu era nici măcar de desconsiderare la adresa mea sau obiectului. Și cu toate astea, fiind foarte tânăr, am cedat presiunii și l-am lăsat cu legea. Dar o spun acum, poate pentru prima dată, foarte posibil ca el să vadă filmul ăsta, că lucrul ăsta a întâmplat cu 16-17 ani în urmă, nu mi-a dat pace și n-am reușit să-l uit în toată cariera mea de profesor. Pentru că, deși, repet, tehnic nu greșisem, din punct de vedere uman, am simțit că am greșit și probabil că asta am făcut. N-am mai lăsat de atunci colegenți. Am uitat să spun un moment important. Deși foarte mulți dintre profesori lăsaseră inițial colegent, mulți și-au retras colegența, s-au modificat media în ultimul moment, astfel încât puștiu a rămas repetent cu trei colegenți, pe care lumea era cumva s-a sfârșit bine povestea asta, pentru că anul de repetenție l-a trezit cumva și l-a transformat în altcineva, un om mai rezonabil, care a reușit să-și ia școală, bacul și examenele fără niciun fel de probleme. Dar mie mi-a rămas cumva inscripționat în suflet greșeala asta. Al doilea moment pe care aș vrea să vi-l povestesc e, se întâmplă câțiva ani mai târziu și se întâmplă într-un banchet, da? Eram la un banchet undeva la munte, eram la Bram și a fost un banchet foarte frumos. A existat o seară festivă, s-a dansat, s-a cântat undeva până la ora 2 dimineața, când cineva în puști a venit și a zis cum vreau să vreți să ne cântați ceva la chitară? Sigur. Și am cântat la chitară. Și asta am făcut până dimineața, la 6, cu toții. Nu vă mai descriu, ora 6 e neimportant. Ideea e că am cântat toată noaptea și mi-a fost foarte bine împreună. Și a doua zi eram foarte încântat de bine, de ce ieșise și de ei și am zis, mamă, ce moment, hai, câtă comuniune, câtă, știu eu, voie bună și ce vibe pozitiv am reușit să creăm între noi. Toată lumea părea să fie la sentimentul meu, mai puțin o fetiță, care avea ochi în lac. Și am întrebat, Alexandra, ce s-a întâmplat? Și mi-a spus, știți, aș fi vrut să cânt și eu niște piese. Bun, și ce s-a întâmplat? Nu te-am lăsat eu? Zice, nu, nu m-ați lăsat, am rugat de mai multe ori. Și n-am reacționat atunci altfel decât cerându-i scuze, decât prezentându-mi scuzele mele. Însă, câțiva mai târziu, am înțeles că, de fapt, acel moment, în fața elevilor și cu elevii mei, este, de fapt, mai mult despre mine decât despre mine. Că, de fapt, eram atât de plin de mine în mijlocul lor și atât de fericit în postura în care eram și atât de flatat de felul în care eram privit și de ceea ce făceam, încât îi uitasem, de fapt, de ei. Și de ce vă spun povestea asta? Vă spun povestea asta pentru că atunci am înțeles un lucru fundamental. Că te poți înșela masiv și că cele mai frumoase și mai flatante povești despre tine însuți s-ar putea să nu fie altceva decât niște mici cuști, niște mici camere cu oglinzi care să nu te mai vezi decât pe tine. Iar asta e una dintre formele fundamentale de trădare a vocației de pedagog. Pentru că, de fapt, pedagog, etimologic, cuvântul pedagog vine din latină și vine din greacă, scuze, și se referă la cineva, de obicei era un sclav, din pedagogii erau sclavi, care duce de bună un copil pentru a-l duce în siguranță într-un anumit loc. Sunt câteva elemente aici. Faptul că ești într-o poziție de servitor,
în sensul cel mai bun al cuvântului. Spune un personaj din La Vita Bella că Dumnezeu e tâiul servitor. Ca pedagog, ești în primul rând la dispoziția cuiva. Ca pedagog, ești dator să-ți duci copilul în siguranță și atenția ta să fie concentrată în mod integral și fundamental către el. Și odată cu aceste două momente, în inima mea s-a instaurat încet o îndoială. O îndoială teribil de iritantă, o îndoială teribil de enervantă, dar care nu mi-a mai dat pace și nu m-a mai lăsat să mă închid în niște certitudini liniștitoare vreodată. De fapt, venind aici, la TEDx, zorilor, m-am întrebat în fiecare moment dacă ceea ce fac nu este un act de impostură. Dacă nu cumva ceea ce vedeți voi în mine și ceea ce spun alții ca și fi, nu hrănește, de fapt, această impostură. M-am întrebat asta în pauză, în timp ce țineam microfonul la cânt. Dacă țin acolo pentru că vreau să fiu un ton cu formalismul evenimentului sau pentru că poate vreau să fiu văzut, poate vreau să știe lumea cine sunt. Nu știu. Cert este că noțiunea de vocație pe care aș vrea să vă propun azi și pe care vreau să o determin în ultima parte a discursului meu, se leagă mai puțin de credința în misiunea ta, cât se leagă mai degrabă de îndoială. Pentru că îndoiala aceasta nu privește strict 2-3 momente, 4 momente, 5 momente din cariera de profesor, ci în timp ajunge să atingă aproape tot. Îndoiala aceasta pe care am purtat-o cu mine tot timpul, care m-a făcut să mă întreb în permanență dacă sunt ce trebuie, m-a și ajutat să nu mor interior. M-a ajutat să pun în continuare întrebări, m-a ajutat să nu fiu perfect confortabil în pielea mea. Și încetul cu încetul am ajuns să văd că făceam foarte multe lucruri prost. Că preluasem foarte multe deprinderi și lucruri de la alții, fără să le chestionez în moment. Că uneori eram orb la ceea ce spuneau sau făceau elevii mei. Că eu nu eram și nu sunt încă de foarte multe ori ceea ce trebuie să fiu la catedră. Însă, îndoiala e greu de gestionat. Pentru că ea poate fi eliminată și este de obicei eliminată în două feluri. Unul dintre feluri este cinism. Omul care se lasă măcinat de îndoială până la capăt poate deveni un cinic perfect. Cineva care spune că nu poți găsi un sol ferm pentru că îndoiala e rădat tot. Cealaltă care este fanatism. Să nu te mai lași deturnat de absolut nimic și să crezi în adevărul tău, fără să lași lumea exterioară să te deranjeze. Nu toți fanaticii dau cu bombe. Nu toți fanaticii se înrolează în armată. Există un fanatism soft, să-i spune, pervasiv, un fanatism care este până la urmă indisponibilitatea de a lăsa chestionată metodele tale. În schimb, pe măsură ce am pierdut certitudini, am dobândit ceva și cred că n-am pierdut încă și am speranțe că nici nu voi pierde în viitor. Ceva ăla e foarte greu de exprimat. E, dacă vreți să folosesc totuși câteva cuvinte pentru a aduce în fața voastră, este, dacă vreți, un soi de credință în capacitatea noastră, a noastră, tuturor profesori și elevi, de a ne dori bine de unii altora și de a intra cumva într-un soi de cerc virtuos al binelui. Nu cere să determin mai exact acest concept vag, pentru că nu pot să o fac. Binele, știu, filozofii analitici au arătat asta de mult, că binele, de fapt, este indefinibil. Nu știu exact să vă descriu binele ăsta, însă știu atunci când citesc o carte valoroasă, știu că atunci când văd un film bun, știu că atunci când văd bunătatea în jurul, recunosc și că ăsta este azimutul meu, acesta este, hai să spunem, cerul valorilor către care încerc să țintesc în fiecare zi. Așa voi defini vocația.
ca o luptă continuă cu îndoiala. O îndoială care nu poate fi depășită niciodată complet, care e o suspiciune permanentă a imposturii, care este o suspiciune permanentă că poate nu ești, pentru că probabil nu ești ce trebuie. M-am învățat asta de la influencerii absoluți, care sunt filozofii antici. Seneca spune aici, ai venit după un doctor, dar aici e un bolnav. Seneca înțelege foarte bine atunci când spune, abia în clipa morții vom vedea dacă tot ce am predicat și v-am făcut a avut o valoare sau nu. Conceptul de vocație pe care l-am propus e mai puțin ofertant decât cel care vânduie de multe ori literatura motivațională. Pentru că eu nu vă propun o credință oarbă, ci vă propun din potrivă o credință care se îndoiește. Și definind vocația în felul ăsta, ca o dezbatere permanentă cu îndoială și cu ceea ce probabil nu face bine în anumit moment al vieții noastre, să-mi permit să cred că este un concept al vocației mai durabil decât vocația înțeleasă ca o credință fără studiu. Mi s-a reproșat cuvântarea de nici, o țin după ce am scris recent un text despre vocație, un text care a apărut pe un blog și pe care vă puteți citi. Ca majoritatea textelor care apar în presă are comentarii diverse, de obicei cineva te face dobitoc, cineva spune că ești genial și adevărul e undeva la mijloc, de fiecare dată. Și mi s-a reproșat că acest concept al vocației pe care îl propun eu este un concept ipocrit și servil în raport cu puterea. Pentru că, și un argument puternic ăsta, să le spui profesorilor, părinților, elevilor, că vocația contează, ar servi cumva politicile care țin în permanență sistemul educațional subfinanțat, nereformat și așa mai departe. Ori eu vă spun că nu, ci din potrivă, vocația nu te lasă să devii nici indolent, nici nepăsător, nici indiferent. Pentru că un profesor cu vocație nu va sta mut în fața nedreptăților și viciilor sistemice. Doar că nu va interpela puterea numai pentru salariul lui sau numai pentru beneficiile lui, ci o va face în numele unui scop mai important. Iar scopul ăsta mai important e construirea acelei școli în care lucrurile să aibă sens pentru noi toți. Asta am uitat de zis, vă mulțumesc.